Atleții din Kenya sunt cei mai buni maratoniști din lume, dar există un moldovean care deține recordul balcanic încă din 2010. Iaroslav Mușinț, care a reușit această performanță la maratonul din Düsseldorf. Îl salut pe Iaroslav, bună seara! Bună seara! În 2010 aveați 33 de ani și ați reușit și recordul personal la maratonul din Düsseldorf, la care au participat circa 15.000 de oameni. A fost o surpriză pentru dumneavoastră că ați reușit să câștigați acest maraton la care au participat și atleți din Africa? Pentru mine nu a fost o surpriză că am câștigat. Era foarte plăcut și timpul care eu am putut să obțin. Că înainte de asta a fost recordul traseului la Düsseldorf, 2 ore, 9 minute și 30 de secunde. La acest timp, așa și noi am visat, am sperat să alergăm pe recordul traseului, dar am reușit cu un minut mai repede să alerg. Da, timpul dumneavoastră este de 2 ore, 8 minute și 32 de secunde. Spre comparație, ieri la maratonul internațional de la Chișinău, câștigat de un kenian, timpul înregistrat 2 ore, 16 minute și 38 de secunde. Cum a decurs pregătirea dumneavoastră pentru maratonul din Düsseldorf? Repet, în 2010, record deținut până acum. Am început să mă pregătesc de curse lungi, de maratoane, încă din 2007, unde am putut să obțin rezultat stabilind un timp foarte bun și baremul de calificare până la Jocurile Olimpice 2 ore 13 minute 39 de secunde. Și de atunci eu am hotărât să alerg numai distanță lungi și m-am pregătit foarte serios. Am alergat mai multe curse la maratoane internaționale, inclusiv Istanbul, unde am obținut rezultat 2 ore 11 secunde și am stabilit recordul 2 ore 11 minute, am stabilit recordul Moldovei. După ce am stabilit alt record la înainte de Düsseldorf, cu 6 luni înainte de Düsseldorf la Ljubljana, unde am alergat 2 ore 10 minute și 12 secunde, am pierdut numai o secundă la locul 1. Și cel mai reușit maraton a fost de la Düsseldorf, 2 ore 8 minute 32 de secunde. Peste 2 ani după Düsseldorf ați mers pentru a 3-a oară la Jocurile Olimpice. A fost Londra. Ce obiectiv aveați atunci? Pentru că probabil sperați să ajungeți într-o clasare cât mai bună. Obiectivele erau foarte mari. La Jocurile Olimpice am vrut să obțin rezultatul nu mai rău ca la Düsseldorf. Era targetul să ajungem în primii 10, dar n-am reușit cu pregătirea înainte de maraton, cu cantonamente, nu a fost tot organizat foarte bine și n-am nimerit cu aclimatizarea și că am participat la cantonament din Belmekin la 2000 de metri înălțime. Și după aceasta trebuie să fie respectat timp de aclimatizare și n-am reușit. Atunci la Londra s-a impus un atlet din Uganda, pe locul 2 și 3 au fost sportivi din Kenya. Cum reușesc africanii să domine? Pentru că probabil n-au banii care au europenii, dar condițiile de la ei ajută foarte mult, că kenienii, de exemplu, domină de ani buni maratoanele. Fiziologic ei sunt pregătiți și au avans în fața noastră din start, că la europenii, să spunem, nivelul de hemoglobină este de 150, 140, 160, la dânșii, la africani, 180. Ei trăiesc la o înălțime de 2500-3000 de metri. Și de asta și când coboară jos, au un avans de oxigen, de supercompensație. Și plus la asta au fiziologic și se antrenează din mic copii disculți, alergă disculți tot timpul. Și sunt mai pregătiți așa. Da, a alergat disculți și ieri la maratonul internațional Chișinău, un sportiv, a câștigat un kenian maratonul nostru, a ajuns la a patra ediție. V-ați așteptat să vină circa 15.000 de oameni la maratonul din Chișinău? Eu cred că asta nu e limita de participanți, o să fie tot mai mulți participanți, că modul sănătos de viață în toată Europa, în toată lumea acum foarte e bună și toată lumea începe să alerge, că
pentru alergat, nu-i necesar foarte multe echipamente sportive. Trebuie să ai echipament sportiv Adidas, costum sportiv și poți să ieși să te antrenezi. N-ai nevoie de teren, de ceva așa, cum ai nevoie de bazin sau de alte probe de sport. Și de asta și popularitatea alergării e mai mare. Au venit sportivi din 50 de țări, foarte mulți, iată și acest kenian care a reușit să se impună. Unii nu erau mulțumiți pentru că Chișinăul ieri a fost blocat. Cum să împăcăm toată lumea? Cu timpul lumea o să fie împăcată, că să spunem că două săptămâni în urmă a fost cea mai mare cursă, să spunem, la maraton, la Berlin, unde a fost stabilit recordul, nou record mondial, 2 ore, 1 minut, 39 de secunde și a fost Berlinul orașul mai mare și a fost închis tot Berlinul, dar pentru toată populația care trece din Berlin, asta e o sărbătoare mare, îi așteaptă fiecare an, îi așteaptă acest concurs. Da, și record mondial stabilit de un alt kenian, ziceam, la noi s-a impus un kenian, pe locul 2 la maratonul internațional Chișinău a ajuns un moldovean, Nicolae Gorbușco. Dumneavoastră sunteți mai nou antrenor, îl pregătiți pe Liviu Croitoru, l-ați consultat pe Vitale Gheorghiță, pe Roman Produs, care a fost de asemenea la Jocurile Olimpice. În opinia dumneavoastră, la ce etapă sunt pregătiți maratoniștii noștri? Un pic nivelul de pregătire la atleții la noi în Moldova a scăzut, dar să sperăm că o să fie ridicat, că sunt sportivi tineri și au potențial mare. În schimb, avem o fată, Lilia Fisicovic din Tiraspol, care a registrat un rezultat destul de bun la Jocurile Olimpice din Rio și emite pretenții să ajungă și la Tokyo. De aceea am putea avea maratoniști cu siguranță la Jocurile Olimpice din Tokyo. Anul acesta Fisicovic a arătat pe rezultatul și mai bun. A alergat foarte bine, a alergat în maraton din Polonia, dar mai este și alte fate care alergă tot la 2 ore și 40, 2 ore 35 de minute. Aceasta este barem de calificare și sper că ambele fetele s-au calificat la Jocurile de la Tokyo. Ziceam, dumneavoastră ați fost la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2000 la 3000 metri cu obstacole, apoi la 2 ediții ați concurat la maraton. De ce ați decis să vă reprofilați de la 3000 metri obstacole la maraton? Când am început să practic atletismul, alergam distanțe medii, alergam 1500 de metri și obstacole, 3000 de metri obstacole. Am fost la campionatul european la juniori la 2000 de metri obstacole, dar întotdeauna mi-a plăcut să alerg distanțe mai lungi. Și când prima dată am încercat să alerg maratonul de la Atena, am fost la campionatul european între polițiști și mi-a plăcut, am alergat foarte bine de atunci, din 2003, am început să practic maraton. Ați calculat vreodată câți kilometri ați alergat în cariera dumneavoastră? Peste 160.000 de kilometri. Și câte concursuri câștigate? 30 internaționale, mai multe poate. Ok. Ziceam, sunteți și antrenor. De ce, de cât timp este nevoie ca o persoană care nu este profesionistă și dorește să alerge un maraton să se pregătească? Să spunem așa, maratonistul se formează în 3 ani de zile. După ce în organism se fac schimbări pentru a alerga distanțe lungi și de rezistență. Dar maratonul este nu numai distanță fizică, da? Parcurgere fizică, dar este și psihologică. Dar așa, să spunem, un amator poate de pregătit în timp de 6 luni ca să ajungă până la finish. Și e îmbucurător că tot mai mulți moldoveni au început să alerge aceleași maratoane, semi-maratoane, dar până la urmă sunt și riscuri dacă alergi maratoane, pentru că e nevoie de supravegherea unui antrenor. Da, antrenorul are nevoie orice sportiv, amator, începător, că cu ajutorul antrenorului poți să obții rezultatele mai mari și mai calitativ și mai rapid. Și deja se exclude procentul mare de traume. Și mare provocare pentru mulți moldoveni este să ajungă la cele 6 maratoane internaționale, cele mai vestite din lume, pentru că nici un moldoven n-a ajuns până acum acolo. Când credeți că cineva va izbuti acest lucru? De-am fost în
cum am spus, în Berlin, două săptămâni în urmă, au fost mai mulți reprezentanți din Moldova, acolo, amatori. Dar aceste șase maratoane cele mai mari, care fac din serie major, e greu de nimerit acolo, că sunt condiții speciale. Și la Berlin a fost așa mai ușor de nimerit, la celelalte și mai greu. Am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și multă baftă să creșteți, ca să zic așa, atleți care să meargă la Jocurile Olimpice și la cele șase maratoane la care visează. Mersi pentru invitație.